îți mulțumim. Este momentul să intrăm în lumea noastră preferată, adică artiștilor. Miruna Nosfe și Time Bell vin cu o piesă nouă, Palatul de Crom. Miruna sau Runa, cum este cunoscută de public, vă reamintim, a cucerit publicul elvețian și împreună cu trupa Time Bell a reprezentat Elveția în finala Eurovision în 2017. Dar revenim la melodie. Palatul de Crom este piesa care cântă realități din viața de zi cu zi a unui cuplu. A noastră colegă Raluca Bădica a stat de vorbă cu cei doi artiști și a aflat în exclusivitate povești despre relațiile toxice prin care au trecut cei doi. Haideți să vedem. De ce ai colaborat cu Nosfe? Eu știu de ce. Și eu mă întreb. Nu, glumesc. Măi, Nosfe are un timbru foarte mișto, am zis asta. Are un timbru cald, iar piesa în sine, chiar dacă, mă rog, ea e despre un conflict între doi amorezați, e o piesă romantică și el s-a potrivit mănușa. Încă o zi fără tine nu-mi treci, iar de mă nu te-am rănit cu intenție. N-am avut nicio pretenție și pentru mine e o lecție. Cum a primit publicul? Ne bucurăm de piesă, nu? Sunt comentarii foarte drăguțe la clip. Lumea chiar împărtășește cumva suferința unei relații toxice și mai ales gândindu-ne la pandemie și la cuplurile alea disfuncționale care au trebuit să stea în lockdown, acolo, bot în bot. Ai avut vreo relație toxică? Da, bineînțeles. Când? Prima mea relație, cred că a fost un pic toxică, da. Era gelos? Da. Dumneavoastră ați avut o relație toxică? Dar desigur. Dar de ce? Dar de ce nu? Cine era toxic? Tipa cu care am fost la Văd Domnului, că... Foarte geloasă și foarte posesivă. Practic nicio tipă din liceu, da. Nicio tipă din liceu nu se putea apropia de mine și am aflat asta tocmai după ce am terminat liceul și mi s-a părut destul de dureros. O piesă foarte frumoasă, videoclipul foarte frumos, vreau să știu ce faceți și separat. Separat. Ai lansat albumul? Da, mai pregătesc unul, pregătesc foarte multe surprize pentru anul viitor. Și încerc să le pregătesc de pe acum ca să fie, să nu mai fie lucruri făcute așa pe grab și pe ultima sută de metri, că da, m-am săturat puțin de asta. Eu îmi continui proiectul cu Time Bell, bineînțeles, în Elveția. Ușor, ușor începem să ne vină și nouă evenimente, timid, dar încep ușor, ușor să apară. Avem de lansat un album. Au înghețat mai multe iubiri pe a ta pernă, goale pe pat, într-un palat de crom în ultima arteră. Dar sunt aici la parter, bat la ușă și sper să deschizi, să mă ierți la fel ca ieri. La revedere, îi lasă să regăsească. Mulțumim frumos, poate ne vedem cu ei și în platou.